5-0 pe lista marcatorilor se afla și Ionel Dăciulescu. Gol! Gazul egalează prin Rondon. Nici o șansă pentru Mandanda. Portarul dinamoviștilor a atins mingea, însă Rondon trimite balonul în poartă. Minutul 11, egalare rapidă. Doar vreo 7 minute s-au bucurat dinamoviștii. Mario Rondon înscrie pentru 1-1. Ce start de partidă avem la media și Gaz Metan Dinamo 1-1 încă o dată fața de mai devreme. Un șut, balonul ajunge cu mult noroc la Rondon, care îl învinge pe Mandanda. Atinge balonul portarul dinamoviștilor, însă mingea în cele din urmă intră în poartă.